Bine ați venit la Stax TV, OMV Autocross Challenge, un nou episod alături de mine, șef FOA în carne și oase. Mulțumesc de invitație, chiar eu. Cu mare drag îți mulțumesc că ai acceptat ca de fiecare dată, nu ne-ai refuzat. Păi de ce să te refuz, fratele meu, îți mulțumesc, e și fratele Dobrescu acolo care ne filmează. Este omul care a apărut în primul episod la noi la Stax. Dacă nu l-ați văzut, puteți să-l vedeți. Puteți să vedeți și ce mașină conduce, că ai aceeași mașină din primul episod. Nu s-a schimbat nimic. S-a stricat un pic. Trebuie să-i fac direcția. Are și ea o vârstă, ce vrei. Băi, nu m-am aranjat. Mulțumim partenerilor OMV, Techstar și BMW România. Îi mulțumim lui șef FOA că a venit aici în această competiție a vedetelor, să vedem cine este cel mai rapid. Avem proba cu centura de siguranță, fugim și ne punem centura de siguranță, pentru că centura de siguranță salvează viața și un lucru bun. Total de acord. Da. Și ca să nu îi mai ținem stresat și tensionat pe șef FOA, îi dăm drumul la treabă. Fierb la foc mic. La foc mic. Haide. Vreau când alergați voi, eu să stau jos, mă simt bine. 3, 2, 1, start! Ia, vezi, mă, fugă. Hai, ce ai telefonul? Păi de ce, mă? Obligations. Eu... Hop. Click. Ce ai, mă, click? Gata. Bun. 14-10. Așa că lent am fost. Să vezi ce te tăvălesc. A? E la întâia, oare? Nu. Asta a fost. Plecăm? 3, 2, 1, start! I-am dat drumul la treabă. Yes! Cât de bine se îmbină pasiunea auto cu cealaltă pasiune a ta, gătit. Se îmbină foarte bine, mai ales că mie îmi place să cioplesc în timpul liber. Ai drumul o jaloane de rămate, cred. Așa fac eu ce vrei. Așa faci tu, aia e. Deci fii atent. Ai intrat și praful meu. Care-i ciocnărul, când îl facem? Acum sau? Acum, hai. Hai. Da. Așa, bun. Motoare electrice sau plastice pe combustiv? Hai, mă, că n-am dat răspuns. Aici trebuie să faci dreapta. Hai, atâia urcăm acolo pe drept și sus pui frână și trebuie să coborâm spre stânga, hai. Frână aici, frână, stânga, asta a fost tot cu atâia, frână, stânga, da, împrejur. Da, pragul aici, e un da, prag. Da, știu, eu te ajut. Motoare electrice sau pe combustibil? Electric. Ești fan electric. Da, știi, okay. De mult, bă. Care este, în opinia lui, cea mai folositoare opțiune a unui autoturism? Care este, în opinia ta, cea mai folositoare opțiune a unui autoturism? Frâna. Frâna, ok. Care este cuțitul tău de suflet? Frâna făcut de bine! Te-ai dat vreodată în vreo competiție auto-organizată, FTM, autoslalom sau alte... Nu cred. În fața capului. Buclele așa perfecte. Eu doar cu apă de mare mă spăl pentru bucle perfecte. Nu folosesc rotulator. Ok. Ăștia de la McDonald's ți-au luat burgerul sau pentru că era ieftin? Ce mi-au luat? Burgerul. Adică burgerul tău nu mai era McDonald's acum, să înțeleg, nu? Pe orice mișto e ție limitată, măi, o lăbare. Făcut? Mașina ta preferată, care ar fi mașina ta preferată, o mașină drinkă, banii n-ar fi o problemă. Ce mașină ți-ai luat dacă banii n-ar fi o problemă? Te-aș lua! M-am uitat așa pe long base, că și una unii e drag. Sau de la. Motocicleta preferată. Ce? Motocicleta preferată. Am un Hornet din 2007, să fac picioarele. Păi eu știu că ai un Hornet din 2007. Dar dacă ar fi putea o motocicletă, ce face Honda? Face Honda? Dacă nu plecai la Iași,
Mâine te chemam la Honda Tractris. Ca a, o loc, neam să mai... Același fel de mâncare are gusturi diferite în funcție de locația unde le servești. Deci, adică dacă mănânci un homar la munte, nu prea e așa delicios. Are același gust, nu? Da. Deci să nu te duci homar la o ediție master chef. Dacă se face 100%. 100%. Dar chiar nu am mai făcut master. Ce? Detalii. Îți place cu inferioare, da, nu? Da. Îți place. A, mi-a zis să nu băgam așa, am uitat. Viteza cea mai mare cu care ai mers într-o mașină? 295. Cu ce mașină mare? Golful meu GTI. Golf 5 GTI. Ce mașină conduci tu? Acum? Și mașina ta personală, ce mașină? Golf 5 GTI din 2005. Ce nu merge? Are direcția fătută. A, nu, de ce nu mergeam noi acum, te întreb. Ba, da! Deci ai un golf și te iei modificat, ca să te leagă un venit. Te faci parte din mașina. Nu știu exact cum vine. Tu sper să fie bine luat. Ce tur am zis că ăsta nu ești. Aoleu, ce tărăboi! Ai uitat să dai indicații, să-mi bag ceapă. Da, astea-s viraje de 3, sunt ok. În ultimul tur, oprim acolo la porți. Frână! Aici? Da. E ok. Fiu, fiu. Hai să mai dăm un tur. Vrei tu? Da, hai. Ți-a plăcut sau ce? Dacă vrei! Roasea încălzită treaba. Mergem pe relaxare. Nu! No! N-are nimic. E bine așa cu lap, îți place. Stasul pe aia, care la ieșirea din firaj poți să-i dai clar, da? Acum am putut să-i dai clar. Iei gazul. Asta a fost, doamnelor și domnilor. Am făcut toate tururile. A fost bine, am scăpat cu viața eu. Mulțumesc foa să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mai am câțiva și scap și anul ăsta de treabă. Cum a fost, ți-a plăcut? Da, let's go again then.
E bine că am mers curat, am făcut performanță, am purtat și centura de siguranță, 100%. Ne-am și răcorit, ne-am și distrat, am mers și de-a latul, am făcut și timp. Am și asta aici în continuare. Ai și la valiera, ți-a plăcut mai vii. Da, facem și mai tare. Îți mulțumesc că ai participat, îți mulțumesc că ești alături de noi de la început și sper să fii cât om trăi și fii. Și ăsta a fost materialul. Vă mulțumesc, le mulțumesc partenerilor OMV, Textar și BMW România, lui Șefoa, să sperăm că mai am și ocazia să mai gătesc și mie. Îți gătesc, fără știu. Da. Ce timp am scos, by the way? Ți-l spun după aia, nu putem, că e, trebuie să afișeze, să calculăm puncte, să ți-l zic, bine, ți-l zic. Bine. Uite, ți-l arăt, adică nu e problemă. 7-12? Cocațo di merda! Numerele. L-ai întrebat de numere? Păi numerele, l-ai văzut ce ți-a arătat Marius? Nu. Cum nu? Păi eu îi făceam semne că îi dau cu pânză de băianjen. Ce numere? Zi-mi un număr format din 3 cifre. Din 3 cifre? Da. 359. N-a fost asta. Dar ai fost aproape, oricum, la jumătate.